Vreau să mă refer și la demolarea orășelului demnității. O demolare în stil barbar, care nu a fost deloc legală. Noi pregătim actele pentru a ataca instanța de judecată. Dacă va fi cazul, vom ajunge și la CEDO pentru a ne obține dreptul la protest, ceea ce este și în Convențiile Drepturilor Omului.